Călin Donca rămâne în închisoare. La 3 zile după ce Curtea de Apel Brașov a respins contestația milionarului Călin Donca de a fi eliberat din închisoare, un nou videoclip a fost postat pe contul omului de afaceri. În mesaj, echipa de avocați precizează faptul că instanța a prelungit măsura arestului preventiv, dar sunt făcute și explicații legate de motivele pentru care a fost luată această decizie. În mesajul său, Călin Donca precizează că justiția nu se face prin intermediul mass media, dar nu face nicio referire la numeroasele videoclipuri postate pe rețelele de socializare. În privința lui Călin Donca s-a dispus prelungirea arestării preventive cu încă 30 de zile, raportat la etapa incipientă a urmăririi penale, care presupune strângerea de probe în vederea aflării adevărului și lămurirea cauzei sub toate aspectele. De asemenea, facem în continuare apel la corecta înțelegere a faptului că procesul penal nu se poate desfășura în mass media. Călin Donca are încredere totală în justiție și, împreună cu apărătorii săi, face toate eforturile pentru a-și dovedi nevinovăția cât mai curând posibil. Călin Donca este acuzat de procurorii de ICOT de constituirea unui grup infracțional organizat de lapidare, evaziune fiscală, înșelăciune și manipularea pieței de capital. DIICOT îl acuză pe Donca de un prejudiciu de peste 4 milioane de lei creat bugetului de stat prin evaziune, dar și că ar fi înșelat cu 700 de mii de dolari cumpărători ai unei criptomonede create de el. Curtea de apel Brașov a respins marți contestația formulată de Călin Donca la decizia de arestare preventivă luată de Tribunalul Brașov, astfel că omul de afaceri va mai rămâne în arestul IPJ Brașov. De asemenea, Călin Donca ar fi încercat să-i convingă pe magistrați că este de bună credință și ar fi garantat că nu se va sustrage de la cercetarea penală în cazul în care ar fi lăsat în libertate. El le-a spus judecătorilor că vrea să se întoarcă acasă pentru a avea grijă de soția lui, dar și de cei 5 copii ai lor.